Bună seara, în primul rând. Mă uit în ochii celor care filmează, le mulțumesc frumos pentru îndrumări. Vă mulțumesc frumos că ați venit în această seară la evenimentul nostru cultural din fiecare miercuri. Până acum am participat în curte, într-o curte frumoasă și plină de frunze și de atmosferă frumoasă. Acum ne-am mutat în mansardă. Sper că veți veni în fiecare miercuri în continuare, că sunteți invitați aici. Eu sunt și gazdă, și participant, și prezentator. Asta datorită prieteniei cu Doina Ruști, care nu poate să fie în această seară aici, dar este cu noi pe Facebook și online. Este o mare onoare pentru mine să prezint acest eveniment. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată că ați venit. Evenimentul este organizat de Asociația Creatorilor de Ficțiune și de revista 8 Motive. Și formatul evenimentului este mereu, este invitat un scriitor care ne va citi la întâmplare, unde se deschide cartea, ne va citi câteva pagini. Apoi este un dialog între doi scriitori consacrați. Se prezintă o carte și în final gazdele noastre, în căror mansardă suntem acum, Muzeul Vârstelor, un reprezentant al muzeului ne va vorbi despre un obiect din muzeu. Vă invit de asemenea pe cei care n-ați făcut-o până acum să vizitați și muzeul. Prima noastră invitată, numai o secundă, este Mina Decu, masterantă în filozofie și în studii europene, a fost profesoară de studii socio-umane, a fost librar, actual redactor, traducător și poetă și mai are câteva lucruri de care se ocupă, o să ne spună personal. S-a făcut remarcată prin debutul Cu desprindere în 2018, volum de poeme, care a luat numeroase premii, Premiul Național pentru Poezie Mihai Eminescu, Premiul Tânărul Poet al anului 2018, Premiul pentru debut în cadrul Festivalului Național de Poezie Ecologvile George Coșbuc și Premiul pentru debut editorial în anul 2018 în cadrul Galei Apler. A participat la diverse festivaluri și evenimente de poezie și literatură. A apărut cu texte poetice în română și în traducere engleză, franceză, maghiară, în mai multe antologii și reviste literare din țară și din străinătate. Înțelegem că acum scrie proză și o rugăm să vină și să ne introducă în lumea ficțională a scrierilor sale. Bună seara! Mulțumesc pentru prezentare. Nu scriu chiar proză, încerc. Acum o să citesc din cartea de poezie. Și întâmplarea s-a decis când stăteam pe scaun. Aș fi vrut să mă apuc cu mâinile de burtă, să mă aplec și să scot din mine toate pietrele pe care le înghițisem până atunci. Îmi toca mintea într-una, iar el doar respira în stânga mea, lăsând parcă totul să meargă de la sine. Camionul să se conducă singur, mintea mea să toace pietre și drumul să se întindă. Asta nu mă făcea cu nimic mai ușoară. Învârtea doar niște rotițe invizibile care îmi înlăturau zgomot mic cu zgomot mic, neobosita căutarea unui sens. Atunci când ești atent la cum cineva respiră lângă tine, și șuieratul abia perceptibil îți pune notă cu notă o melodie secretă în urechi, căutarea se suspendă, momentul îți devine loc și anulează orice ar putea veni după. Șterge, transpune și evitând levitația te înfige exact unde ești. Te face să asculți și să taci, să privești și să vezi, trecând prin, fără nici cea mai mică încordare. Apoi se mișca, își ducea mâna la nas sau ceva, simțeai cum vrea să întoarcă spre tine capul, dar îi vedeai doar intenția, de parcă o fantomă îi s-ar fi desprins de scalp, de sub păr, alunecându-i pe craniu, și ți-ar fi întâlnit ochii, s-ar fi speriat și s-ar fi întors înapoi, iar tu ți-ai fi amintit de asta abia a doua zi dimineața, când din oglinda boii unei benzinării
te-ar fi privit un chip cu două găvane în loc de ochi. Vis. Zbura ceva atunci. Mi-ai zis că e un fluture, aproape te-am crezut. Și nu înțelegeam de ce ai vrea să-l prinzi. Mă uitam fascinată la tine, te învârteai amețit prin iarbă din ce în ce mai aproape de copaci. Era frumos, se însera și mă temeam ca ai să ajungi în pădure. Te apropiai în ocoale mici, spuneai ceva de chestia aia zburătoare, o fi fost fluture, liliac, acvilă, naiba știe, dar te apropiai, îndepărtându-te. Și cercurile deveneau din ce în ce mai puțin concentrice, iar eu urmăream cu ochii aerul pe care tu îl vânai cu mâinile ridicate, cufundat într-un fel de somnambulism. Nu puteam rosti niciun cuvânt. Totul era mult nu prea de acolo, de niciunde, de undeva din jurul zburătoarei văzute doar de tine. Când a început să bată vântul și frunza aia mi-a căzut la picioare, te-ai făcut și tu nevăzut. Am pornit fără plasă după fluturi într-o pădure care nu îmi spunea nimic și nici nu avea ce să-mi spună. Momentul următor va fi un dialog despre valoare și succes între doi scriitori consacrați, Radu Aldulescu și Liviu Gestan. O să-i invit aici pentru dialog și ca punct de pornire aș avea și o întrebare pentru fiecare dintre voi. Radu Aldulescu, într-un interviu, ați spus că atunci când scrieți, aveți în minte cum despre ce o să fie romanul și așa mai departe, dar vă gândiți cum evaluează, lăsați lucrurile să meargă în mai multe direcții, după aceea alegeți varianta care trebuie și nu vă gândiți la deznodământ, apropo de subiectul momentului nostru cultural. Voiam despre valoare, nu se poate vorbi acum, dar voiam să vă întreb dacă, de exemplu, deznodământul, dacă ați fi schimbat deznodământul vreunui roman, ar fi avut romanul mai mult succes sau nu, dacă v-ați gândit la acest lucru. Și după aceea, pentru Liviu Gestan, de exemplu, romanul Salamandre, ați spus că se poate citi și de la sfârșit spre început, deci, practic, deznodământul poate fi oriunde. Și dacă această plimbare printre cele patru povestiri a influențat deznodământul sau nu. Vă las să dialogați. Mulțumesc! Îmi permis să încep, deoarece sunt mai bătrân cu câteva zeci de ani decât prietenul meu, Liviu, pe care l-am cunoscut în urmă cu vreo 20 de ani. Eu ziceam că avea 18 ani și pe urmă el mi-a spus că avea de fapt 20 și ceva. Nu, 19 ani. 19. Nu 18, 19. Da, și de atunci îl urmăresc pas cu pas în cariera lui literară. Deci, aici e vorba despre valoare și succes. Care ar fi relația dintre valoare și succes? Să înțelegem în literatura autohtonă contemporană și să ne rezumăm la roman, pentru că, ca să nu ne extindem prea mult, să nu se dilueze discuția, și eventual și în literatura străină, să spunem, care e în primul rând ce înseamnă succesul, știm cu toții. Succesul de vânzare, succesul de critică. Legat de asta, țin să amintesc aici că tocmai s-a dus la cele veșnice domnul Eugen Simion, unul din foarte, foarte puținii critici literari din România care n-au făcut compromisuri în privința valorii. L-am auzit de câteva valorii literare. L-am auzit de câteva ori spunând că atunci când n-a avut posibilitatea să vorbească despre un scriitor așa cum trebuie, a preferat să tacă. Deci, cam asta ar fi despre
Succesul de critică, succesul de public am stabilit. Acum despre valoare, cam asta ar trebui să discutăm, să punctăm cât putem, atât cât putem, ce este valoarea și literară și cu ce se mănâncă ea, ca să zic așa. Și aici e o chestie extrem de delicată. Și teoretizând nu ajungem nicăieri. Ar trebui să venim cu exemple concrete de scriitori care au și valoare, au și succes, care nu au valoare, dar au succes, care nu au succes, dar au valoare din literatura română și din literatura străină. Să ne referim la scriitori din literatura română autohtonă. Felul cum se scrie la ei succesul și valoarea și la scriitori din literatura străină. Și încep prin a spune, citeam recent pe Facebook o postare cu o dilemă a unui tip care, referindu-se la Michel Houellebecq, cu ultimul lui roman, Anihilare, spunea, domne, cât de promovat este așa adevărat, cât de așa, oare este atât de valoros pe cât este de promovat? Bineînțeles că eu știu că este atât de valoros. Ăsta este un exemplu tipic de scriitor care este și valoros și are și succes. Aflat la un nivel pe care niciun scriitor român nu-l l-a atins în momentul de față, și ca succes și ca valoare. Da, uite că ai atins aici printre întrebările astea pe care le-am scrijelit astăzi, ca să discutăm așa, să avem niște fanioane printre care să jonglăm, era și una referitoare la Houellebecq. Dar la el avem o combinație de asta, într-adevăr, un scriitor valoros, l-am citit, am citit tot ce s-a tradus din el la noi. Mi-a plăcut mai tot, să zicem. Dar la el există un întreg mecanism de marketing foarte bine pus la punct, pentru că el a reușit să-și creioneze cu naturalețe această aură de inamic public, care în sistemul editorial francez are o priză enormă la public, această aură de inamic. A dat de pereți cu toate taburile, s-a luat la trântă cu teme ultra-actuale. Asta e rolul scriitorului. Exact. De a de pereți cu toate taburile. Foarte bine ai putut. Exact. Deci are mai toate ingredientele acolo ca să aibă succes. Dar în rețeta lui Houellebecq intră și el ca personaj, ca om. Cum arată Houellebecq, relația dintre el și maică-sa. Corect. Copilăria lui. Deci toată biografia lui aici a servit acestui succes. Dar ce vreau eu să te întreb, Radu, este de ce nu avem și noi un scriitor dintre ăsta care să antagonizeze societatea românească, care să intre în... Uite, Tim Parks, un scriitor american a folosit acest concept care este foarte clar și foarte limpede, conversația națională. O carte devine bestseller abia când intră în conversația națională. Nu avem, că nu avem și nu vom avea niciodată. Deci la top show-uri nu vor veni scriitori niciodată. Pe canal de televiziune nu apar scriitori niciodată. Suntem noi între noi aici. Dar în primul rând, Houellebecq mai are un atu față de tot ce vorbim noi aici, că face parte într-o literatură cu tradiție, literatura franceză. Noi facem parte dintr-o literatură. Din ce fel de literatură facem noi parte? Discuția noastră ar trebui să aibă și un dezdământ care să conteze, pe care îl spun de acum, și anume cum influențează relația dintre succes și valoare literatura asta română în care trăim noi acum. Relația dintre valoare și succes în literatura română autohtonă este absolut dezastruoasă. Trăim într-un haos valoric care n-a fost nici pe vremea comunismului. Pe vremea comunismului exista o minimă pertinență a valorii, acum nu mai există, nu mai știm efectiv și nici nu se vrea să știe de către critici de acum și de către public ce este literatura valoroasă și cum trebuie să apare. Deci nu există. Deci literatura română contemporană funcționează după un canon valoric de ordine. Știți ce e acela canon valoric? Că sunteți studenți în litere, am înțeles. Știm sau nu știm? După un canon valoric de ordine interioară, care își pierde
care nu e valabil în afară. De aceea noi așteptăm Nobelul, premiul Nobel pentru literatură, dar pe ce să luăm? N-avem, efectiv n-avem pe ce să luăm. Uite, haide că am ajuns la subiect la Cărtărescu. Asta este, știu că pentru tine e și un subiect pasional, dar nu, este un subiect pertinent lumea, pentru că dacă este dacă vorbim de succes, exact, trebuie să ne referim la el. Și trebuie să-l autopsiem cumva ca să înțelegem și noi cum merg mecanismele astea. Adică, de ce, Doamne iartă-mă, avem un singur... E o anomalie asta, cel puțin mi se pare mie. Avem un singur scriitor branduit cum trebuie ca produs internațional. De ce doar unul? Că eu nu înțeleg cum este mecanismul ăsta, cum se produce doar unul. Hai să ți-l explic. Au trecut atâția ani din 90 până în prezent și avem doar unul. Să ți-l explic eu cum e acest mecanism. Deci acest mecanism ține de o anormalitate a acestui domeniu literar care se întâmplă în toate domeniile. În economie, în tot ce vrei, se întâmplă niște anormalități care ne fac unici în Europa, prin așa, toate merg mână în mână. De ce Cărtărescu? Păi, da, pentru că e Cărtărescu. Vreau să, în literatură nu sunt fezabile clasamentele ca în sport sau în fotbal. Să faci un clasament cu tare, cu tare, cu tare. Dar aici e foarte la îndemână. Există în România, în momentul actual, cel puțin 20 de scriitori în mod net mai valoroși decât Cărtărescu. Decât Ana Blandiana, care și ea a fost nominalizată la un moment dat pentru premiul Nobel, decât Vosganean, care și el a fost nominalizat la un moment dat. Și cine a mai fost? Cam ăștia 30 de ani. Da. Deci, n-ai cum să spar schema asta. Asta e o schemă care, care e dată. E dată. Poți să te dai cu capul de pereț. Ea va merge prin instituțiile culturale, prin Ministerul Culturii, prin Uniunea Scriitorilor. Și ea este inclusă într-un haos valoric. Nu se știe ce e valoarea și într-o pervertire a ierarhiilor. Da, tot nu mi-e clar cum ajungi aici. Deci e ceva. De ce el și nu alții? Eu aș putea numi alții care ar intra mult mai bine în categoria aceasta. Chiar și cu o biografie în spate care, sub raportul principiilor politice care stau la baza acordării Nobelului, s-ar încadra. Dar de unde a venit până la urmă? Dar el este un scriitor de succes? Eu nu știu. Eu am văzut că se cumpără cărțile lui, în general, când iese o carte, sunt vândute, dar cu cei cu care am discutat nu ajung să fie citite până la capăt. Sunt luate, răsfoite prin metrou și ajung după aceea și zac prin rafturi. Sunt sigur că nimeni nu poate digera un roman de Shishkin care merge în ceva delirant postmodern. Mie îmi plac astea, dar pentru că mie îmi plac toate joculețele postmoderne în literatură, dar sunt sigur că nimeni nu stă cu cărămizile lui Shishkin să le citească. Și am senzația că același lucru este și în cazul lui Mircea Cărtărescu. Și atunci, bun, să zicem că și-a luat totul tracțiune, nu? În momentul în care a ieșit și a spus Traian Băsescu, nu mai știu ce an, nu? Parcă că citea Orbitor. Aici să zicem că avem același tip de destin ca la Tom Clancy. O fi fost ăsta și la Cărtărescu când a ieșit Băsescu și a spus. E clar că i-a dat o voltă în materie de vânzări. Dar de unde, de la materia, de la succesul de vânzări, să devină un soi de reflex cultural pavlovian? Nu știu, complicăm prea tare. E o chestie de snobism. Este Cărtărescu, îl mâncăm pe Cărtărescu. Dar ai pomenit aici de principiile politicilor de acordare a Nobelului, da? Deci există niște politici de acordare a Nobelului, niște criterii geografice sau politice chiar, dar dincolo de aceste principii, dacă îi citim aplicat pe laureații Nobel, există și un criteriu valoric după care se acordă acest un nivel valoric destul de sus, care literatura română nu-l prea are. Nici pomeneală să-l aibă Cărtărescu. Cărtărescu n-a scris niciodată în viața lui un roman. Spuneam chestia asta, scuze că sunt așa aici, și era un domn ziarist data trecută, nu știu dacă mai sunt, și a scris acum primul roman din viața lui, Teodosiu.
Să dea Dumnezeu să scrie primul roman la 60 ceva de ani. De el n-a scris niciodată în viața lui un roman și nici nu o să scrie. Nu știe să scrie. Nu, nu poate, nu vrea, nu... E cu totul altceva. Deci, ca să primești primul novel, trebuie să ai un univers uman. Citiți Saul Bellow, Moian, laureați recenți. Păi nu, 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 așa a fost. Deci Ceaușescu aștepta de la un an la altul să ia primul Nobel pentru pace. Dar nu l-a luat, că, mă rog, a avut ghinion. Ghinion de neșansă. Hai că avem o întrebare, fii atent că s-a animat, da, spirit, da, s-a animat spiritele. Da. Vrei să ne dai cu ceva în cap? Sigur, sigur, sigur. Florin știe. Foarte interesantă discuție, dar am o întrebare pe ideea lui Ștefan Agopian, pentru că ați vorbit despre scriitori comuniști. Da, 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 da. Mulți scriitori comuniști, neputând să scrie așa cum și-ar fi dorit ei libertate, aveau acea literatură desertare. Numai că, după ce a venit Revoluția, spune Ștefan Agopian, iată că niciunul dintre acești scriitori care se tot lăudau ca literatură desertare nu și-au prezentat această literatură desertare, sau mă rog, n-au apărut. De ce s-a întâmplat cu ăsta sau cum vezi tu creatul cu ăsta? Eu știu cum să-l văd, dar are dreptate Agopian. N-a apărut literatura de sertar pentru că scriitorii scriau pentru atunci. Pentru comunism. A fost un roman de sertar al lui Ide Sârbu. Adio Europa. Nu? Adio Europa, extraordinar. Bine, nu era chiar un roman roman. Era un roman metaforic, eseistic, nu știu ce. Și acum n-am ce face. N-am decât să mă laud. Romanul meu de debut l-am terminat în 1988, dar nimeni n-a știut că e roman de sertar sau de nesertar. De-abia acum, când l-a reeditat a patra oară la Litera, s-a spus că e roman de sertar. Dar mai avem și cazul poetului Viorel Padina, nu? Singurul care s-a judecat cu cartea românească. Viorel Padina, de ce cu poemul de oțel. Din Cenaclul de Luni. Din Cenaclul de Luni și care s-a bătut, s-a luat de gât cu editura partidului s-a judecat până ce an? Da. Până 90 și ceva, mi se pare. Și a început la începutul anilor 80, cred că, acest proces care s-a întins. Da, da, da. Și toată lumea da. Zicea, domnule, ce cu acest om? Cum îndrăznește să facă așa ceva? Singurul a fost din acea perioadă. Au fost mai mulți. A fost și Goma. Da, da, da. A fost și Goma, care se știe povestea lui. Bun, da. Au fost și alte și alții care au fluierat, ca să zic așa, că tu tot ai făcut liste, mi-ai făcut în ultimii ani liste oameni care ar fi puțin merit, care ar merita mai mult. Care ar merita mai multă vizibilitate. Este exact. Sherban Tomșa, un romancier extraordinar. Am citit ultima lui carte, Casa noastră cea de toate zile, excelent, un roman da. Excelent. Mai este Octavian Soviani, iarăși un roman care nu are vizibilitate pe care ar merita-o. Un romancier, poet, traducător, critic, tot ce vrei, extraordinar. Și, în general, toți care nu sunt cărtăresc, adică toți ăștia. Nikita Danilov, dacă e și romancier și poet foarte bun. Și alții, dintre tineri, nu mai spun că nu, spun din ăștia, din generația mea. Sunt puțini, dar sunt puternici, ca să zic așa. Dar degeaba sunt puternici sau, bine, spre folosul lor sunt puternici, dacă n-au vizibilitate, ei nu pot să aibă succes, efectiv. Succesul pe care îl recărtăiesc. Facem ce facem, ne întoarcem tot la un scriitor de succes. La acest succes, la acest tipar de succes, la această tipologie de succes. Deci, tipologia, tipul scriitorului de succes în România, nu nici măcar cărtăresc, este Adrian Păunescu. Care a avut cel mai mare succes și înainte de Revoluție și după Revoluție, dar săracul n-a mai avut zile, că avea și acum cel mai mare succes. Păi atunci să încheiem într-o notă de asta. Pentru tine cel mai cumplit scenariu kafkian ar fi ca în Metamorfoză, să te trezești într-o dimineață că ești Mircea Cărtărescu. Asta ar fi cumplit pentru tine, nu? Adică o gânganie. Nu. Bun, și cu asta cred că am încheiat subiectul că o dăm în păpuși vudul ăsta. Nu era dialog despre asta. Acum
a venit rândul meu și să mă prezint și să prezint cartea. Sunt Ramona Mihăilă, sunt profesor universitar, predau literatură. Încerc așa să aduc literatura feminină cât mai mult la lumină și mi-am construit niște cursuri opționale. Sunt bucuroasă că la aceste cursuri cu tentă feministă, să spunem, sunt foarte mulți băieți, deci aleg cursul. Nu este acel stereotip că numai fetele vin la astfel de cursuri. După care am fost curioasă care este primul roman scris de o femeie în literatura română și am descoperit că este scris de o doamnă misterioasă care s-a semnat doamna L, El, să spunem. Este un roman care a apărut cu litere chirilice, numai că a apărut în volum. Este în anii 60, a fost o întreagă dezbatere despre autorul sau autoarea. Mulți critici au spus că era vorba de Cea Rosetti, de Vasile Urechia și așa mai departe. Până acum nu s-a descoperit identitatea acestei scriitoare. Această doamnă a existat, ea a fost o guvernantă, a venit în Iași să predea limba franceză la o familie bogată. Acolo l-a cunoscut pe scriitorul și criticul V.A. Urechia. Și se presupune că ori a scris ea în franceză și el a tradus cartea, ori au scris împreună cartea, ori a scris-o numai el și așa mai departe. Deci este o enigmă în continuare. După care am căutat să văd ce a mai scris această scriitoare și am găsit ceea ce vă prezint astăzi, această novelă, Amelia Ștefănescu. Ea a apărut într-un ziar publicat în Moldova de V.A. Urechia, de unde se tot crede că el ar fi scris de fapt. Această novelă apare în foileton. Am fost foarte fericită să o găsesc în întregime, pentru că la Biblioteca Academiei, deși sunt foarte multe ziare, lipsesc foarte multe numere. Deci cine vrea să facă o reconstituire a unei opere, mai ales a scriitoarelor, care multe au scris doar cu inițialele de la nume și așa mai departe, este foarte complicat să recuperăm textele lor. Apropo de subiectul întâlnirilor noastre cu deznodământul nu contează, sunt foarte bucuroasă că astăzi deznodământul nu contează și comparând cu literatura secolului al XIX-lea, când scriitorii își publicau în foileton scrierile, erau forțați de proprietarii ziarelor să aleagă, în afară să diversifice povestea cât mai mult dacă povestea avea succes, da? Un fel de telenovelă de astăzi, în final să aleagă ceva fericit, ceva frumos, ca cititorii să nu fie supărați, deci să poată să cumpere în continuare ziarul. Deci atunci deznodământul conta și mă bucur că acum trăim alte vremuri. Eu m-am dus așa în timp, v-am zis o poveste din alt secol și pe această notă, că toți suntem la Muzeul Vârstelor, o să o rog pe colega de la muzeu să vină să vă prezinte un obiect, ca așa rămăsese. Mulțumesc de invitație pentru acest moment, pentru această seară. Nu am ales un obiect, am ales o pereche, e vorba despre pistoalele de duel, care se află în Muzeul Vârstelor la intrare, în prima sală, și pe care vă invit să veniți, să le vedeți, să le observați. Ele au fost realizate într-un atelier în secolul al XIX-lea, la mijlocul secolului al XIX-lea, în Anglia. Iar aceste pistoale de duel, de fapt, ne vorbesc despre o practică, o modă, din perioada care a fost importată și de elita noastră, tinerii din elita Bucureștiului, din Occident, anume duelul. Și pentru că vorbim despre duel,
Aș vrea să vă povestesc pe scurt ultimul duel răsunător al Bucureștiului de la final de secol al XIX-lea și a avut loc în 1897, răsunător pentru că a avut loc între doi oameni politici, unul fiind George Emanuel Lahovari, care fusese deputat conservator, iar de cealaltă parte Nicolae Filipescu, care la fel era, fusese primar al capitalei și fruntaș conservator, și el, ca și Lahovari, era directorul de data aceasta al oficiosului, anume ziarul Epoca din vreme. Și așa cum bine știm, șicanele politice și în perioada respectivă se transferau în presă, iar în perioada în care Emanuel Lahovari era în fruntea ziarului L'Independance rumen, acest ziar avea o politică foarte, să zicem, acidă la adresa liberalilor, iar într-un articol pe care l-a semnat George Emanuel Lahovari, dar cu inițialele, articolul se numea De Politic, îl atacă pe Nicolae Filipescu și îl acuză de politică necinstită, adică se apropia de liberali. E, bineînțeles că această acuzare, această ofensă, e clar că de aici declanșează toate celelalte acțiuni proprii pentru codul de onoare din perioada respectivă. Astfel încât în 29 noiembrie 1897, Lahovari și Filipescu se întâlnesc la Societatea de Arme a Bucureștiului în perioada respectivă, și în sala de gimnastică, împreună cu martorii lor, aleg ca armă nu pistoalele, ci spada. Lahovari, pentru că era mai puțin experimentat în lupta cu spada, din păcate este răpus în câteva minute de către oponentul său, de către Nicolae Filipescu. El moare. Din spusele martorilor, ultimele sale cuvinte ar fi fost: mama mea, draga mea soție, Filipescu, te iert, mor, mi-e frig, înveliți-mă. Dar valetul său e de părere că, de fapt, Lahovari a spus cu totul altceva, și anume: mor, m-au asasinat, mi-e frig, acoperiți-mă. Din aceste mărturii și pe urmele procesului, așa, mai aflăm că, de fapt, nu au fost respectate niște reguli ale duelului din perioadă, și anume, în ultimul moment, sala de gimnastică a fost schimbată cu sala de scrimă, care nu era conformă nici din punct de vedere a dimensiunilor sau a condițiilor, pentru că exista sacâs pe podea. Totodată, la fel, în timpul procesului se mai află că unul dintre martorii lui Filipescu, Victor Ionescu, ar fi fost instruit să nu accepte nimic altceva decât ieșirea pe teren, cum se spunea în momentul respectiv, chiar dacă George Lahovari se spune că și-ar fi cerut scuze. Totodată, Victor Ionescu, la fel, a fost instruit să ceară ca această confruntare să se încheie doar în momentul în care unul dintre participanți nu mai era în posibilitatea de a continua. Funerariile lui Lahovari au fost demne de un suveran și pe astea le consemnă istoria, însă, că tot vorbim de deznodământ, procesul s-a încheiat un an după și s-a încheiat cu o pedeapsă de 6 luni de închisoare pentru Nicolae Filipescu și cu o despăgubire pentru partea civilă, mama lui Emanuel Lahovari, de 1 leu.
Da, ne putem imagina. Și după acest moment intervine grațierea lui Filipescu, care a fost grațiat de regele Carol și s-a întors la politică. Acum, Bucureștiul ne mai aduce aminte despre acest duel, despre acest moment. Dacă treceți prin Piața Națiunilor Unite, o să observați Fântâna la Hovari, care este opera lui Carol Ștorc, sculptorului Carol Ștorc. Și acest monument a fost ridicat de Zoe Șuțu în amintirea soțului ei, George Emanuel la Hovari. Vă mulțumesc! Și vă invit la muzeu!